ziua, stimați telespectatori, suntem din nou împreună la Pasul Offside, la o emisiune al cărei invitat astăzi este președintele clubului Tricolorul MV Ploiești, Dacian Alexe. Bună ziua, domnule Alexe, bine ați venit în cadrul acestei emisiuni. O emisiune care, iată, premiază pe cel care a fost, este conducătorul destinelor clubului, care a adus atâta mulțumire sportului prahovean, sportului ploieștean. Vă reamintesc, Tricolorul MV Ploiești este câștigătoarea campionatului 2017-2018, dar și a Cupei României, a trofeului atât de râvnit de către cei care sunt în fenomen. Practic, două din cele trei obiective asumate de Sergiu Stancu, antrenorul principal, cel care a spus la începutul anului într-o conferință de presă că principalul scop al acestei echipe este de a câștiga cupa și campionatul și că el vede această echipă capabilă să facă eventul. S-a întâmplat până la urmă în contextul în care echipa a arătat că este un întreg cu adevărat, în care a arătat că până la final a putut să ridice ambele trofee deasupra capului. L-am invitat așadar pe președintele acestei grupări să vă spună câteva dintre gândurile sale, să vă spună ceva despre lot, să vă spună ceva despre viitor, să vă spună ceva despre ceea ce înseamnă voleiul, un sport care odată aici la Ploiești ținea capul de afiș și care nu trește domnia sa la anul sau în sezonul imediat următor ar trebui să aducă și să aducă atâta lume la sare încât să o și umple. Așadar, domnule Alexe, încă o dată bine ați venit în emisiune și cu ce gânduri, cum privește un președinte, cât de fericit poate fi un președinte când după un an de muncă, așa cum ați știut să o faceți, alții să știți că munceți mulți ani până ajung la o astfel de performanță, dumneavoastră într-un an ați reușit să faceți lucrul ăsta, costă mult să faci o astfel de echipă. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Mi-a spus multe întrebări. Trebuie să le iau încet. Acum le luați ușor așa. Da, nu e munca, după cum bine știți, a fost de 6 ani de zile. Am luat-o treptat cu Liga a doua, 2 ani de zile în prima ligă. Ne-am acomodat puțin și, într-adevăr, după un an de muncă, spun eu, foarte multă muncă, am reușit să luăm și cupa și campionatul. Obiectivele au fost trasate de la început. Nu ascund că fiecare campion are și noroc în spate. Am avut și șansă, dar după cum bine știți, șansa ține cu echipele puternice. Și la sport, de regulă, nu prea se știe așa de la început. Cel puțin la volei e greu de estimat o astfel de performanță, dar faptul că a fost acest sezon, la începutul acestui sezon care tocmai s-a terminat, ați anunțat răspicat faptul că vă doriți și cupa și campionatul. Nu a fost ce s-a întâmplat în anii trecut, când așa probabil că ați fi vrut ceva, dar simțeați că nu este echipa aceea suficient de puternică ca să câștigi, facă eventul. Așa este. În anii trecuți am trasat obiectiv clasarea în primii 6, să putem să jucăm la play-off. Acum am spus clar cupă și campionat. Am avut și noi emoțiile noastre, bineînțeles. Dar într-adevăr și încă eu consider am avut cel mai puternic lot. Am mica experiență care am căpătat-o noi în prima ligă a fost în primul rând să nu abordezi campionatul doar cu 6-7 jucători și atunci ne-a fost nevoie să aducem un întreg lot, cu excepția celor doi tineri care vrem să crească pe lângă noi și au talent o grămadă și sunt convins că vor crește în valoare. Vorbiți de Magda și de Darlații. De Magda și de Darlații. Am adus jucători de valoare apropiată și atunci, spun eu, a fost asul de mânecă care l-am avut în acest campionat, având un lot apropiat ca valoare și am putut să schimbăm când au fost dificultăți, pentru că fiecare sportiv acționează după sinusoide, știți bine, astăzi joacă bine, meciul următor nu joacă bine, am avut schimbări și atunci am putut să acoperim găurile, lucruri care nu s-au întâmplat la celelalte loturi, Vesteaua. Ați văzut ce a pățit? Trage tare, când se termină benzina, nu mai poate.
Păi să știți că de regulă sunt de șofer, adică știți bine. Când se termină, corect, când se termină benzina nu mai poate nimeni. Corect. Drept pentru care, vin să vă întreb, pentru că cochetați cu voleiul încă și acum sunteți la echipa de veterani a tricolorului, în sfârșit faceți, ați jucat volei, știți cu ce să mănâncă sportul ăsta. Dacă ar fi să o luați de la începutul anului 2017, adică să faceți o gândire asupra unui lot care să producă emoție și să câștige campionatul României, v-ați opri la același lot pe care l-ați format atunci? Da, cu siguranță. Nu știu, mai acum după ce s-a terminat. Da, nu, cu siguranță vă spun, pentru că ce am adus jucători de valoare, ce avantaje avem noi, din câte am înțeles și în fotbal, în prima ligă sau vorbim în cupele europene, sunt scautări care analizează evoluția fiecărui jucător. Și atunci a început să fie mai simplu pentru noi, pentru că dacă vreau să aduc un jucător, nu mai l-aduc după casetă, CD și stick-uri și alte alea. Atunci eu mă uit ce evoluție a avut anul trecut și mă uit pe fișa campionatului unde a activat. E mai ușor? Mult mai simplu, pentru că îmi dau seama, nu a activat în multe meciuri, înseamnă că a fost accidentat, a activat puțin, înseamnă că nu se ridică valoarea echipei și mă uit câte blocaje, câte atacuri a făcut, câte servicii cu punct, câte apară, câte a greșit și ne dăm seama de valoarea unui jucător. Asta în contextul în care probabil cunoașteți pe logică și valoarea campionatului de unde vine. Absolut. În funcție de obiectiv ne orientăm și noi către anumite campionate care le considerăm puternice. Și totuși ați luat și din România. Da, am luat din România... Bine știți, Lica a fost anul trecut cel mai bun jucător. Oltean? Cel mai? Oltean. Venea de la Craiova. Da, venea de la Craiova. Da, venea de la Craiova și a fost cel mai bun jucător al campionatului. Bart a fost pe locul 3, amândoi jucători. Colegi, corect. A făcut două chestii, doi într-unul. I-a slăbit și pe Craiova? Nici la omogenizare, să știți. Pentru că i-au jucat și la Craiova. Nu ne-am gândit să atacăm alte loturi. Nu, noi ne-am gândit să creăm noi un lot puternic și să putem, vă spun, noi ne-am gândit decât să mergem să câștigăm tot ce se poate. Uh-huh. Unde s-a putut, s-a putut, unde nu s-a putut. Una peste alta. De cele mai multe ori s-a putut. De cele mai multe ori s-a putut și e bine că a ieșit bine până la urmă. Nu vă ascund faptul că după fiecare partidă am interacționat cu conducătorii formațiilor cu care tricolorul a avut meciuri, cel puțin aici, la Sala Sporturilor Olimpia. De altfel, nu vă ascund nici faptul că fiecare dintre ei, și nu era chestie de curtoazie și nici nu era o chestie de politețe, vorbea despre tricolorul ca despre viitoarea echipă care va câștiga campionatul. Am stat și m-am întrebat și v-am pus această întrebare și într-o conferință de presă pe care ați organizat-o, de ce toată lumea vă consideră echipa cea mai valoroasă? Numai uitându-se la lot sau privind și cum fiecare meci în parte este maltratată echipa? Pentru că au fost multe meciuri în care pur și simplu ați făcut pază de firare. Diferența mare între echipe. Da. Nu, sunt convins că și lotul a contat foarte mult. Probabil și seriozitatea din spate, toată lumea știe că aici e pasiune și 100% pasiune, nimic altceva. Și ne-am dorit foarte mult performanță și ne dorim în continuare performanță, fără niciun fel de problemă, pentru că știți cum e. Greu să ajungi sus, dar mai greu să te menții. Acum e chestia aia, o pofta vine mâncând. Da, așa este. Nu vă spun că în spate este o muncă... Eu sunt de acord, jucătorii sunt în prim plan și ei își fac treaba, dar fiecare jucător să poată ajunge la o evoluție maximă într-un jucător, sunt altele în spate. Deci vorbim de preparatorul fizic, vorbim de condițiile care se asigură jucătorii, vorbim de liniștea lor în echipă, asta înseamnă plata la zi și asigurat un mediu al familiei liniștit. Antrenorul, bineînțeles, care... Antrenorul să vină, toți au un rol foarte, foarte important. Toată lumea zice bravo, 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 bravo jucătorilor. Și jucătorii, pentru că, vă dau un exemplu, Galați. Știi bine că au avut jucători foarte valoroși și ei în lot. Numai că ceva probabil nu a mers foarte bine acolo la Galați, ați văzut că ei s-au trezit mai târziu și n-au mai reușit să facă față. Asta se întâmplă. De asta vă spun, rezultatul acesta a fost rezultatul unei echipe întregi, mă refer doar la echipă, la tot ce ține de club.
Pentru că sunt foarte multe. Cred că știți bine că sunt foarte, foarte multe de făcut în spate. Știu și nu știu. Câtă vreme a fost o chestie extrem de închisă vis-a-vis de tricolorul, nu a ieșit din perimetrul, din globul acesta de sticlă absolut nimic. Au ieșit numai părțile bune. Consider că este o chestie absolut corectă. Faptul că fiecare și-a făcut datoria, să știți că până la urmă, ceea ce a spus și dumneavoastră, a dus la acest event și pe bună dreptate. Meritele, acum firește, le împart toți. Ați simțit la un moment dat nevoia unui ajutor? Și nevoia unui ajutor? Unui alt ajutor? Da, întotdeauna simțit nevoia unui ajutor. V-am spus, nu consider și acum, după ce am luat cupa și campionatul, nu avem încă experiența, deci suntem un club tânăr. Avem multe de învățat. Nu vă spun că au fost și tensiuni în interior. Am știut să le gestionăm, am știut să mergem mai departe, întotdeauna am gândit pozitiv. Am zis, nu, ăsta e obiectivul, indiferent ce se întâmplă, cum bine a spus, s-au întâmplat în interior, avem și, am făcut și greșeli, avem și lipsuri. Încercăm pe parcurs să le corectăm. Le știți, adică? Ne-am făcut o analiză și cred că le-am descoperit. Nu știu dacă într-adevăr le-am aflat pe toate, sper să le aflat pe toate, pentru că acum iar jucătorii sunt în vacanță, cum bine știți, dar noi începem în spate munca de a căuta jucători pentru obiectivul și campionatul din anul următor. Ce obiectiv are echipa în campionatul următor? Păi vă dați seama că tu cupă și campionat, asta e obligatoriu. Păi odată venit că drept de campion, după ce fac, mă bat la locul 5? Nu există așa. Dar nimeni nu, nimeni nu spune treaba asta, dar eu vă dau câteva exemple notorii. Eu vorbesc de un fotbal, care e sportul rege. Echipe care au câștigat campionatul, echipe care au participat la cupe europene, care s-au răulat. Obiectivul a fost același. Obiectivul a fost că s-a desfințat echipa. Asta sunt bine. Exemplu avem și din volei. Și din volei. De aceea trebuie neapărat să vă întreb lucrul ăsta. Dacă ați ajuns la butoiul cu miere acolo, la vârf, unde să faceți, vreți în continuare miere sau vreți în continuare să începeți să faceți miere? Ușor, așa, altfel, de jos, într-o altă formă. Nu se mai pune problema să ne gândim. Cine știe, poate că dacă anul trecut ați avut... Dacă aveți, mă gândesc că dacă anul trecut ați avut 10 lei, mă gândesc că anul ăsta poate nu mai aveți 10 lei și poate vă obțineți alt fel banii. Sau... Nu vrem să avem, dacă am 10 lei, să avem 20 de lei. Da? Bineînțeles. Da. Păi de aceea ați venit la emisiunea asta, să știți. Asta, ne spuneți tuturor ploieștenilor, cei care își doresc să afle lucrul acesta, cum o echipă care cu 10 lei a reușit să câștige cupa și campionatul, își dorește ca la anul mai mult decât atât. Mai mult decât atât ce ar însemna? Ar însemna și Europa? Obligatoriu. Și anul ăsta am încercat, probabil nu știm noi să abordăm deocamdată meciurile în cupele europene. Nu știu să vă spun ce s-a întâmplat. Noi am fost dezamăgiți că n-am reușit să mergem mai departe. Știți cum e, exact cum v-am spus și mai devreme, am gestionat momentul, mergem mai departe, ne-am concentrat pe cupă și campionat, au ieșit. Vorbim de Liga Campionilor, vorbim de altă lume. E altceva, altă da? Altă lume, echipe puternice, echipe de tradiție în cupe europene, echipe cu buget foarte mare. Am zis... Nu vrem să trasăm niciun obiectiv pe cupele europene, vrem să încercăm să mergem cât putem de mult. Astea sunt cuvintele lui Sergiu. Când îl ascult, el îi spune de fiecare dată, luăm pas cu pas, meci cu meci. El e obligat să spună chestia sigur că asta. Da, sigur. Și cred că fiecare dintre noi, nu pot să spun, da, domne, mă duc bat primele trei tururi și astea, dacă spune, aș fi puțin dus cu plut, dacă n-am de unde să știu așa ceva. Da, uite, în momentul de față nici nu știm lotul. Bun, o să admitem că o să întâlniți o echipă din Polonia sau din Bulgaria, o echipă puternică, care își va freca mâinile de fericire că a picat cu tricolorul Ploiești, o echipă, o echipă care n-am auzit niciodată de ea, care a câștigat campionatul și atâta, ce o fi acolo, habar n-am. Deci ei pornesc din prima cu gândul ăsta că vă bat în servă, cum se spune. Da. Vreți să le oferiți o replică, o replică cât mai consistentă. Pentru asta va trebui să aveți un lot foarte consistent. Corect. În momentul de față, sunt mai multe surse oficiale de data aceasta, care amintesc despre
mai multe plecări de la echipă. Contracte terminate, urmează ca dumneavoastră să certificați lucrul acesta. Am înțeles că liberoul Croiș deja v-a și anunțat și deja ar fi și semnat cu o echipă din România. Dar eu o să vă transmit ce informații am eu. Vă rog. Nu știu ce să vezi. Păi dacă nici președintele nu mai are informații, cine spune? Nu, o să vede, dar câteodată da? Ajung în altă parte, da. Da? Nu, am avut o discuție cu impresarul Cruis și cu el. Mi s-au părut cam devreme discuțiile. Vă spun, eram în timpul campionatului înaintea meciului cu Zalău și era o presiune că are oferte și da, ce facem, dacă continuăm sau nu. Am considerat că nu e fair play față de ceilalți jucători sau am o discuție cu 1-2 jucători înainte, în condițiile în care le-am transmis că toate discuțiile le vom avea după terminarea campionatului și după terminarea Cupei României. Le-am transmis că vreau să am o discuție cu absolut toată lumea din lot, în funcție de cum să evaluau ei, în funcție de ce puteam noi să le oferim, urma să continuăm sau să nu continuăm. Însă am avut, presiunea am avut doar de la 2 jucători, vă spun, Crois și cu Iorna. Iorna a spus că are o ofertă foarte bună pentru el din Franța și Crois mi-a spus că are o ofertă, nu mi-a spus de unde. N-am știut că de la Zalău. Nici nu mă interesa, sincer vă spun. Eu le-am spus decât eu vreau să am o discuție cu toată lumea, cine consideră că s-a simțit bine la această echipă, cine consideră că vrea să meargă în continuare cu această echipă, să facem performanță și Liga Campionilor, așteaptă să avem o discuție. Cine nu, este liber să plece. Adică nu am condiționat pe nimeni să rămână la noi sau să... Pentru că știți cum e, după aia, dacă în discuția, după discuția bugetului, în discuția cu antrenorul, au păreau 2, 3, 4, 5 care eu deja îi știam cu care Sergiu mi-a transmis că nu ar mai vrea să colaboreze în sezonul următor, apăreau discuții. Și am spus, mai bine să fiu sincer așa. După, am aflat și eu din presă, am aflat că au plecat la Zalău Croiș și Barta. Și Barta? Barta n-a avut nicio discuție cu mine, a plecat pur și simplu. Dar vă spun, nu este nicio supărare pentru că nu a fost nicio condiție. Dom'le, în momentul când terminăm campionatul, dacă vreți să plecați în altă parte, să aveți discuție cu mine. Exclus chestia asta. Așa e la volei? Da, eu semnează pe un an de zile. Au un acord cu Federația pe 2 ani de zile, pentru că el acum, vă dau un exemplu, Zalău, ca să poată să-i legitimeze, va trebui să achite o sumă către noi. Și condiția noastră la fiecare jucător este cum a venit, așa și pleacă. Nu mă apuc eu, vă dau un exemplu, a dat o sumă pe Barta și să o dublez ca să plece la Zalău. Nu, nu cu face. Cu toate că ar putea. Da, pentru că el se supraevaluează, aici au fost niște cheltuieli și are un titlu în spate care i-a ridicat probabil salariul. Dar... după cum bine știți, la noi ce s-a spus, asta se face. Mm-hmm. Asta a fost discuția de la frumos început. Cum să ne zic? Ținem de cuvânt. Ați întâlnit și cazuri oponente în ideea în care alte cluburi ar fi procedat altfel? Da, clar. Ah, deci să face piele de drag, ca să zic așa. Și licitează până la final. Sunt ambiții. Îi țineți minte? Așa, în general? Da, bineînțeles. Țineți minte cluburile astea? Da. Pentru viitorul... E normal să învățăm din... Am înțeles. Bun, trebuie să mai spunem distinșilor telespectatori că Bogdan Olteanu, capitanul echipei, și-a manifestat dorința de a încheia nu cu tricolorul, ci cu voleiul, urmând să plece peste ocean, cu familia, de data aceasta. Da, lucrul acesta știam dinainte. Îl știați dinainte. Dar speram să nu se întâmple. A, și l-ați lăsat pe el să anunțe treaba asta. Bogdan era foarte bun lângă noi, nu neapărat ca jucător. Și da, poate ca și conducător. V-ați gândit la unul din cei care rămân aici să fie aproape de dumneavoastră? Nu, numai la Bogdan. Numai Bogdan era. El pleacă în țară. Haideți să vorbim și despre Iorna, a spus de oferta din Franța. Da. Haideți să vorbim despre... Am vorbit de Barta, am vorbit de Croiș. Nu, Lică. Decât cei trei. Nu am cunoștință. Urmează după vacanța, le-am transmis înainte. A, deci vacanța, de toți ceilalți? Absolut nu am cunoștință, dar absolut nimeni să plece undeva. S-a vehiculat că Lică s-ar întoarce la Craiova. Probabil că au discuții, dar eu nu cred că a semnat. Uh-huh. Probabil. Clubul ca și potență, ca și dorință, pe cine ar vrea să oprească? Adică dacă ar fi să își dorească mult lucrul ăsta. Bă, continuăm cu X, Y și Z. Da?
N-aș vrea să spun lucrul ăsta. Spun și de ce. Pentru ba, eu fac prinsoare, că dar la ție și Magda și cu siguranță vreți să-i răm pobre. 100%. Vedeți? Ei 100%. Eu știam asta pentru că e și normal să fie așa. Adică dacă și copiii ăștia nu pot fi. E cu siguranță, vă rog. Da. Dar la ceilalți n-aș vrea să apară. Ok. Nu e fair play înainte de a discuta cu ei. Păi ascultați să vă spun eu o chestie. Nu e fair play înainte să termine campionatul. Nu e fair play nici după ce s-a terminat, că e în vacanță. Când e fair play? Păi da, vorbim la o săptămână după ce se termină campionatul. E prea devreme. Două. Urmează să ne întâlnim. Două. Noi începem, gândiți-vă că începem în octombrie. Păi da, da. Loturile se reunesc august. Undeva la începutul lui august. Deci atunci cam aș vrea să... Păi atunci știți cum veniți cu dalea, cu acestea sunt, acestea nu, sunt. Nu, o să... și eu așa am colaborat și în anii trecuți, în moment, chiar dacă am avut discuții, nu am declarat la presă, în momentul când am semnat cu el, am declarat la presă. Și așa e normal, pentru că discuția au fost... Am avut și noi două cazuri în care am discutat și până la urmă nu s-a... Din cauza presei? Nu, exclus, nu din cauza presei. Nu, păi știți că la fotbal așa se zice. A apărut în presă și i-a schimbat la prețul. Da. De fotbal să discutăm foarte, foarte. Păi dacă e sportul rege, da, aia. Când o ajunge și voleiul sport rege în România... Nu e sport rege nicăieri. Chiar dacă... Uite, eu am văzut, de exemplu, în Polonia, că e religie acolo. Este foarte bine cotat, dar nu e sportul rege. Nu e rege, într-adevăr. Tot fotbalul rămâne. Așa este. Deci nu puteți să spuneți. Da, ok, în privința... Am înțeles. În afară de cei care au semnat. Nu, aș fi vrut doar orientativ, așa, să vă pronunțați asupra ceea ce s-a întâmplat vis-a-vis de valoarea fiecăruia în parte. Și dacă v-ați fi dorit foarte mult ca, de exemplu, nu vreau să dau niciun nume acum, dacă ați zis că nu este cazul, dacă chiar merită să rămână cu adevărat să joace lângă echipă. Pentru că atunci, vă spun ce se întâmplă. Dumneavoastră, probabil, cu siguranță, adică nu că în luptul ăsta până la 1 august va trebui să faceți vot. Da. Deci automat 2, 4, 6 sau ceva de genul ăsta, câți vă veți despărți de ei? Deci vreau să vă spun doar atât. Din punctul nostru de vedere, toți jucătorii din lot și-au făcut datoria, numai că noi în anul următor vrem să creștem nivelul. Crescând nivelul, automat trebuie să ne despărțim de 3-4 jucători care îi considerăm că nu ar face față în Liga Campionilor. Corect. Iar în campionat, nu știu celelalte echipe cum se vor întări, dar noi vrem să ne întărim, să încercăm să facem într-adevăr diferența. Să nu mai rămâne să ne batem cu 6 echipe, să rămâne să ne batem doar cu 2 echipe, vă dau un exemplu. Ceva de genul ăsta avem ca strategie. Asta înseamnă că pleacă 3-4 jucători și aducem... 3-4 jucători puternici. 3-4 jucători și 3-4 jucători. Mă uit și eu pot fi mai mulți. Lista asta și nu, adică trebuie, doar speculațiile pot fi cele care întăresc regula, nu numai capitolul nostru, sau poftim de aici încolo, pică numai pe presă. Având în vedere că Bogdan s-a retras, având în vedere că 3 jucători au semnat, o să fie mai mult de 3-4 jucători. O să fie mai mult de 3. O să fie 6. Da. Dar știți pe aia 6 care urmează să vină? Nu știu, dar nu zic spune. A, care urmează să vină, am văzut că ziceți care ce v-am prins. Bine că știu și pe aia, adică știți și pe ăilalți, sigur, și că nu vreți să-i spuneți, așa anunțat lucrul ăsta. Nu, dar ce, știți ceva din ce trebuie să vină? Nu. Nici măcar nu i-ați visat? Nu, am legături cu impresarii de vreo săptămână. Se propun? Da, am legături, m-au întrebat ce... Toți impresarii te întreabă ce obiectiv ai și la ce sumă cauți jucători. Mm-hmm. În funcție de asta, fiecare are o valoare, normal. Haideți să luăm un exemplu. Ne jucăm. Luăm pe, nu pe Bogdan, că Bogdan a plecat. Luăm pe următorul pe listă, pe Lică. Lică a fost cotat la 10 lei. Acum dumneavoastră vreți să aduceți un jucător de 20 de lei? Sau vreți să aduceți un jucător de 10 lei mai bun decât Lică? Haideți să vă explic. Ia spuneți că eu nu știu, nu stăpânesc. Adică n-a avut un salariu foarte mic la noi și din cunoștințele mele a avut, cred că cel mai bun contract al lui. Uh-huh. Aici în țară, nu știu afară. De când joacă el volei? În România. Uh-huh. Da. Nu a avut un salariu foarte mic, chiar exact cum a spus dumneavoastră, la 10 lei ăștia aș putea să aduc un jucător peste valoarea lui Lică. La 10 lei. Sau pot să pun 12 lei să fiu sigur că este mai bun decât Lică. Vezi, spune?
Păi dacă vrem să creștem nivelul... Nu știu, eu am întrebat. Aveți clonțe? Deocamdată, măcar să... Nu, dar la nivel declarativ aveți, da? Sau cum? Da, eu zic că sunt. Că sunt. Păi nu contează mult asta, să știți. Eu vorbesc pentru aia care vă urmăresc. Am înțeles. Da, toată lumea așteaptă. Nu vreau să declar nimic deocamdată până nu am ceva concret. Nu, a spus. Mie, da, mi-e suficient. Ce mi-a spus avem. Acum, mie mi-a plăcut. Mie e suficient. Avem. Părerea mea e că e ok. Da. Și m-a zice că dacă am dat cel mai bun exemplu cu Laurențiu, pentru că Laurențiu Lica a avut într-adevăr meciuri sclipitoare și meciuri foarte slabe. Da, am spus la început. Toți au avut, să știți. Nu e singur. Da, pe nu, toți. Am zis că m-am referit la el. După aia, dacă vreți, iau pe toți la rând. Da. Niciunul nu a avut meciuri, numai meciuri bune. Sunt de acord. Chiar și Bogdan a avut meciuri slabe și așa mai departe. Da. Dar a contat extraordinar de mult, din opinia mea, a contat extraordinar de mult faptul că ați avut o bancă lungă și valoroasă. Asta vreau să vă spun. A spus-o la începutul emisiunii. Da. Noi am bănuit chestia asta și am zis să facem un lot complet. Cred că ăsta a fost statutul nostru. Meciuri câștigate de pe bancă. Ăsta e adevărul. Da. Meciuri câștigate. Depărtarea foarte mare de valoare. Deci ei au fost de valoare apropiate. Bine, exceptând câțiva. Adică nu pot să-l compar cu Dușov cu Biset. Dar și Dușov a intrat și a făcut treaba. Când a intrat, a intrat, mai ales pe chestiile alea, cu serviciile alea, când trebuia pe locul alea, în sfârșit. Da. Bun, eu m-am, nu știu dacă distinși și telespectatorii au înțeles foarte bine care este rațiunea la voleiul acesta, când iată o echipă campioană nu este ținută, pănesc că dacă s-ar fi întâmplat lucrul ăsta aici la Petrolul cu o echipă care iată promovează de la un nivel la altul și că își propune de fiecare dată câștigarea campionatului și avansarea în ierarhie, aici sunt probleme între cele mai multe, cum că nu joacă echipa bine, că mai trebuie iar jucători, că trebuie un alt antrenor, că trebuie... Adică sunt extraordinar de multe de discuții și multă emulație, multă vorbă. Pe când la volei, iată, este o chestie absolut logică ca după ce se termină un campionat, spune domnul Alexe, să facă o revizuire a tuturor jucătorilor din lot, să fie păstrați cei care dânșii consideră că aia e când e pe banii tăi, când dânșii consideră că trebuie să rămână 1, 2, 4, 5, 6, restul ceilalți ne strângem mâinile, ne spunem la revedere și vin alții pe care tot dânșii urmăresc și care consideră că sunt mai buni decât aia care pleacă pentru a avansa, iată cum a spus domnia sa, în campionat să fie, să nu se mai lupte pentru locurile 1-6, ci doar pentru locurile 1-2 sau 3, 1-2-3, adică direct podium și cu obiectivul final firește, fără discuție, cupă și campionat și avansează în acest moment domnul Alexe faptul că echipa tricolorul MV va încerca să facă o figură cât mai frumoasă în competiția supremă a voleiului european, volei care prezintă în acest moment formații de super top. Dacă și dumneavoastră ați privit zilele trecute ce se întâmplă în voleiul mare, la campionate, la Final Four-uri și așa mai departe, observați că diferența dintre ce se joacă acolo și ce vedem noi aici în Ploiești este exact ce se întâmplă de la divizia D la divizia A. Cam acolo am estimat-o eu. Firește, mai sunt și sincope, mai sunt și alte planuri de discuție, dar acesta este purul adevăr. Vreau să vă mai întreb vis-a-vis de staful tehnic, Sergiu și Mădălin, doi extrem de tineri care s-au aureolat cu acest event, mergeți în continuare pe mâna lor pentru sezonul viitor sau nu puteți să ne spuneți? Ba da, ce pot să vă spun, mergem în continuare. În sfârșit o certitudine. Doi băieții care au adus, din punctul meu de vedere, plus valoare pentru echipă. Sergiu, un tip extrem de echilibrat, un tip care a răbufnit de 4 ori în campionat, nu aș fi vrut vreodată să fi fost în fața lui atunci, este extrem de impulsiv, dar în momentul în care are o implozie practic, până să ajungă la explozie, este departe.
dar câteodată cam de vreme, numai că îl înțeleg și este normal să consumă foarte mult. A venit cu metode moderne și noi la echipă, de aceea și jucătorii l-au îndrăgit și au fost alături de el și vă spun că am avut o echipă, nu am avut bisericuțe separatisme în lot, au fost... Da, asta e strict antrenorul ăsta. De vă spun că antrenorul și capitan. Clar, clar, da, și Bogdan a avut un rol important. Și se încarcă foarte mult în timpul săptămânii și normal când vrea să-și culeagă rodul și vede că nu se întâmplă ce a lucrat toată săptămâna sau că unul din jucători nu respectă ce a trasat sarcină, normal că îți vine să... Da. Adică stăm să mă gândesc dacă Silviu Stancu ar fi fost pe profilul... scuzați-mă, Sergiu Stancu ar fi fost pe profilul lui Marius și Mudică de la fotbal. Da, nu știu ce să vă spun. Probabil că acum am fi asistat la zile întregi. Zile, absolut, nu... Da, nu știu, cred că și... Nebunii totale. Da, și un Mudică la început, dacă vedeți, din ce în ce mai puține face. Capătă și el experiență, se mai așează. Probabil mai... că e al campionat ăla acolo. Sunt convins, dar eu cred că dacă se întoarce în România, a devenit puțin mai cumpătat. Da? Așa cred. O fi vârsta experiența, sau... Da, cu siguranță, vârsta, experiența. Experiența. Da. La început, fiecare e dornic de la firmă. Exact, știți cum e și noi când suntem tineri? Le vrem pe toate, mâine. Nu avem cei învăț să ne spunem, mai ești tu puțină răbdare. Ce eu? Păi eu fac de... Acum dumneavoastră ați învățat să aveți puțină răbdare? Da, eram mai liniștit că eram și... Păi de asta, că vorbim de tinerețea, tinerețea de acum. Mecanic, da, da, da. Deci, practic, ați învățat ceva, mergeți pe mâna lui Sergiu și a lui Mădălin în continuare. Ei când o să primească lotul? Păi, lotul... Și adică general, ei, de exemplu, și să zicem că pe 1 august ei vin la treabă, da? Ok, dar nu se întâmplă chiar așa. Noi cu Sergiu, vă dau un exemplu, pe 24-27 mai o să avem noi veterani un turneu la Varna, unde l-am invitat și pe Sergiu să mai stăm puțin de vorbă. Noi deja discutăm. Nu vă ascund că absolut tot ce ține de lot, le discut cu Sergiu. Mă apuc să-i aduc eu un jucător fără să discut cu Sergiu. Eu am vrut să întreb asta de la bun început, dar am zis, haide că să facem emisiunea progresiv. Eu cred că nu poate să existe așa ceva ca un președinte să impună... Nu știu la alte cluburi, dar la noi a fost clar discuția. Că ăla joacă, ăla... Nu ne băgăm odată pe a face echipa, pentru că, vă spun sincer, eu dacă îi impun lui Sergiu să pună un jucător în teren și nu iese rezultatul după aia, păi dacă l-am băgat pe ăla care mi-a zis... Corect. Și atunci mi-e mai bine să stau liniștit și îl trag de urechi, bă, dar rezultatele... La sfârșit, bine, corect, da. Iar Sergiu, cu experiența lui ca jucător și are și legături externe, vorbim cu antrenori, vorbim... Pentru că mi se propun anumiți jucători. Mi se par interesanți. Și atunci eu automat îi arunc cu Sergiu. Sergiu discută și el cu anumii scoutări, pentru că m-am spus, avem nevoie de fișa lui. Și se creează o legătură. Din 4-5, mie îmi plac 3, lui îi plac 2 și ajungem la un numitor comun. Și așa am făcut și anul trecut. Adică nu vă spun că nu am adus eu ce am vrut. Nu, e exclus. Am discutat. Sunt eu foarte, nu știu, privesc eu altfel din alt unghi decât faptul că de la 1 august și până la 15 octombrie, să zicem că începe, este prea puțin pentru a armoniza un întreg la volei? Nu știu. Habar n-am. Normal ar fi, cum v-am spus, să schimbăm 3-4 jucători și atunci ar fi mult mai bine, pentru că deja cei din lotul vechi știu stilul lui Sergiu. Ar fi o chestie de omogenizare a câtorva jucători. Numai că, exact cum s-a întâmplat și anul ăsta și cum s-a întâmplat și anul trecut, sunt câțiva jucători care se supraevaluează în urma rezultatelor. Vă dau un exemplu. Contractul, eu asta am avut discuția cu Iorna. Iorna mi-a spus direct cifra care o are din Franța și i-am spus du-te că eu nu-ți dau banii ăștia niciodată. Adică el a câștigat foarte mult. Un voleibar este foarte bun. Foarte bun, de altfel. Dar a câștigat, nu întotdeauna ce se plătește afară se plătește și în țară. El și-a luat contractul anul ăsta aproape dublu. Din Franța? Vă spun sincer, da. Și atunci cum să-i spun băiatului? Și că, atunci cum să nu plece, domnule Alex? Da, păi nu, dar nici eu n-am, că puteam să-l încurc. Dar
dacă și noi, că de asta vă spun că e foarte important, toți care suntem pe la clubul ăsta am făcut volei. Pe asta, și știm nu, ce asta întâmplă. Contează mult. Adică am avut și noi plecări de la echipele alea și au fost încurcături și atunci te deranjează, băi, dacă băiatul ăla muncește și din asta trăiește și vrea să câștige. Îi pun eu frână. Exact. Când găsesc, eu mă descurc. Acum stau în el. Nu. Și viața e mare, e așa ofertantă viața asta? Păi depinde, vă spun, păi contractele pe Rusia și pe Polonia ajung la jucător 2 milioane și ceva pe an. Adică sunt salarii enorme, dar vorbim de toată lui. Iar aici ce a luat Iorna, da, a luat bine. A luat bine, a luat bine. Înțeles. Mai găsiți, nu știu, hai, acum ați vorbit de Iorna, poftim, e al treilea în lista mea. Mai găsiți jucători ca Iorna la contractul pe care l-a avut, aproximativ, așa? Să vă spun, ca ce valoare? Eu asta caut, să caut unul cel puțin la fel de bun ca el sau mai bun. Mm-hmm. Da, el era un jucător complet, pentru că el activase 4 ani de zile ca libero, mm-hmm. Ah, da. Apoi 3 ani de zile ca secund. Și atunci el avea și atac, avea și preluare. Și chiar știa să le fac. Ăștia sunt jucători... Rari. Nu chiar... Care, bine să nu le dai drumul, dar noi n-am avut încotro. Am înțeles. Deci dacă ar fi să regretați totuși pe cineva, pe Iorna l-ați regretat? Eu vă spun că îl vroiam în lot, da. Dar nu am... Dacă nu mă presa și mă lăsa, vă dau un exemplu, măcar până la sfârșitul lunii, poate reușeam să-l țin, poate ajungeam la un numitor comun, dar... A vrut el mult să plece. Am văzut că au venit și părinții la Galați. M-am pus și în locul lui. Da, au venit numai la... Au venit destul de des. Părinții au fost în țară. M-am pus și în locul lui. Când ți se dublează contractul automat, să mai stai să cum te gândești. Cum? La ce să te mai gândești? Să mă dă în secunda 2, da. Ce să mă... Că el vă da seama, la anul poate și crește valoarea. Pentru că el e tânăr. Ce are? 23 de ani? Da, 4, da, da. Până 25 de ani. Și vă dați seama, el acum, dacă are rezultat bun și pe Franța, mai mult și trage undeva la 30 și ajunge la potențialul maxim și e foarte bucuros. La capitolul libero, l-am văzut pe Croiș, de altfel și el plecat, a părăsit echipa ploieșteană, tot cu destinația Zalău, un tip care iarăși a făcut treaba din punctul meu de vedere aici. Există și... Credeți că mai găsiți un astfel de libero? La libero sunt mai ușor de găsit? Da. Ce e cel mai greu de găsit? O extremă bună de calitate? Ce v-am spus, extremă cu preluare. Cu preluare. Da. Greu. Și fals, universal. Universal foarte bun și extremă cu preluare. Am înțeles. Ăștia sunt jucătorii mai mari. Am stat și m-am gândit chestia asta legată de Croi și de Parta. Plecarea asta și anunțul ăsta acum că Zalăul i-a înregimentat. Nu trebuie să uite telespectatorii faptul că ei au plecat la o echipă a Zalăului care este susținută din banii municipalității. Și în momentul când ei au avut la un moment dat certitudinea că municipalitatea oferă pentru sezonul care va începe. Nu au certitudine, au decât la nivel declarativ, că nu au bani în cont. Păi și atunci acum cum e dat? Le dă pentru că... Eu n-am zis că nu să se întâmple, pentru că nu au fost probleme la Zalău și au luat banii până acum. Le-a spus ce o să le dea, le-a făcut bugetul pentru anul care vine și în bugetul ăsta a zis, puteți să-l aducem pala, haideți la mine că o să vă dau banii. Aha. Lucru care, da, e normal și nu o să... Păi, și la noi va fi la fel. O să ne întâlnim, vedem fiecare ce poate să pună pe mază, strângem un buget și aici zis, nu a doua zi ne ducem toți și băgăm bani în club. Nu, și la noi vorbim tot așa, în etape. Da. Haideți să vedem ce a spus dumneavoastră, Adinaur. Să vedem, eu am desenat aici o masă și v-ați așezat la masă. Câți oameni se așează la masă? Nu. Urmează să ne așezăm. Dar nu pot să vă spun. Dar nu știți câți. Cel puțin 3. Cel puțin 3, toți cu 3 cu forță financiară. Da. Cel și puțin 3, dar vrem mai mulți. Eu am pus și unul al 4 aici, de ce ori? Bă, lăsăm ce, la discuție cu ei. Da? Am înțeles. Și vin banii. Și vin banii și din banii ăia 100 de lei, trebuie să țineți lotul, să faceți bugetarea întregului sezon, nu? Bineînțeles. Cu tot, cu cupe europene, cu absolut tot. Bineînțeles. La cât se ridică? Ori 2 față de ce a fost anul trecut? Hai că să nu dăm sume, că... Exclus, nu cred. Nu. Nu cred.
Pentru că a fost mult anul trecut? Să-l depășim, sau? Noi să-l depășim cu 20-30% să stăm mulțumiți. 20-30%. A fost mult anul trecut? Ce să vă spun? Au fost... Mai mult ca la Steaua? Nu. Nu? Nu, mai puțin și ca la Gala și ca la Steaua, dacă nu mă știu chiar și ca la Zala. Păi cum aveți un pic, mai spuneți că ați avut cei mai puțin bani în play-off. Nu, nu știu, Craiova e posibil să aibă mai puțin ca noi. Mai mult? Mai mult, pardon, nu, mai puțin. Ca, mai puțin? Ca noi, Craiova. Dar vă spun, nu. Au avut buget mai bun, cam cel puțin Galați. Au avut un buget care vrem noi să-l avem la anul. Da. Nu știu, mi se pare totuși, cum să vă spun, știți vorbele din Ploiești, da? Spuneți. Cine e echipa milionarilor, miliardarilor, contracte de miliarde, de miliarde, zeci de miliarde? Da, cred că în general în România, când face cineva ceva, dar de ce face, care are un interes, dacă nu face, că de ce nu face? Asta se întâmplă la noi. Nu. Pe când dumneavoastră în această emisiune spuneți foarte clar că nici pomeneală de așa ceva. Numai din pasiune și am vrut ca, având în vedere, facem de copii volei, am activat în campionat, am și... Având niște posibilități financiare, am zis, haide să o facem. Tot pe baza exact de la veteran, pentru că noi avem o tradiție frumoasă în veteran și continuăm cu ea. Și am zis, haide, de ce care e echipa veteranilor? Să vă zic așa... Ia ziceți așa, pe primii șase. Păi, Florin Vasile. Da. Daniel Mocanu. Da. Dacian Alexe. Da. Laurențiu Neagu. Da. Mihai Georgescu. Da. Jean Bunea. Da. Marian Mateescu. Iauzi. Da. Oameni care au jucat, care știu volei. Da. Nu știu, parcă era un Vasilescu odată. Este și el, Adrian Vasilescu. Adi. Numai că mi-a zis să începe primii șase. El e în lot. Este în lot, dar este, cred că e cel mai în vârstă, exceptându-l pe Marian Anton, care e antrenor. Marian nu se bagă? Anul ăsta, el a zis că nu ar vrea să se mai bage, gândiți, fără 60 ceva de ani. Dar anul trecut a activat extraordinar și la antrenamente. Noi îl încurajăm să vină, că spre surprinderea noastră. Mădălin? Mădălin Marinescu, clar. Da? Situația, da. Îl băgați pe Sergiu? I-am spus, dar nu mai vrea. A zis că a fost accidentat la umăr, la spate, la... S-a dat înapoi. Zăvaite, da, și da, când faceți asta, pacea asta de la Varna, sau cum, ai, turneul ăsta nu-i pace. Turneul ăsta de la Varna, vreți să-l cooptați în ideea? Adică, bă, când vii la discuții să vii cu echipamentul? Nu. Să știți că turneele de la veteran, cel puțin aici la volei, au o organizare extraordinară. Se joacă cu... Depinde de categoria de vârstă, se joacă cu pașapoartele pe masă. Poate e mai multă, e, adică spun, organizare... Da, noi avem o tradiție la Golden Cup, se numește, este un campionat mondial al cluburilor, o singură echipă din fiecare țară, se ține la Lutraki, se ține în Salt Lake și în Brazilia. Noi am fost doar aici, în Grecia, tot din motive financiare. Ați avut mărunt acum? Nu neapărat de asta, dar să știți că și timpul nu prea ne permite să mergem undeva două săptămâni. Da, că mai aveți și servicii. Să te duci în Brazilia sau să te duci în asta, trebuie să te duci vreo 10 zile și e cam greu dacă am vrea să facem concediu. Păi face și turist? S-a pus problema și asta, să mergem cu familie, numai că nu toți ne nimerim în aceeași perioadă. Aici e problema. Am acceptat undeva să plecăm de joi, să venim maxim luni, asta s-a întâmplat, da. Dar asta vă spuneam aici, au participat, adică vorbim de Statele Unite, Canada, Japonia, China, Italia, nu? Adică și organizare, au venit cu preparator fizic, ieșeau dimineața la antrenament, adică patimă și vă spun, la plus 50, plus 55, plus 45. Mulți și sunt meciurile la greu, foarte frumoase. Să mergi, să joacă frumos. Pasiune, da. Vreau să vorbim și despre echipa națională. Spuneți-mi, vedeți în echipa națională pentru anul viitor câțiva jucători de la Tricoloro? Păi, înainte să închidem campionatul, am primit o confirmare. Am primit, da, convocare pentru Ligă, pentru Barta și Bogdan Oltean. Știam că sunt trei de ani, nu? Și Bogdan Oltean. Din păcate, Bogdan Oltean, știți bine. Iar Barta nu mai e de la Zala. Și Lică se vede. Și Lică cei doi tineri vor fi, bineînțeles, numai că la categoria lor de vârstă. Am înțeles. Și am înțeles, da. Mai departe vedem. Auziți, dar români v-ați gândit să aduceți da. La echipă? Da. Dar nu vă spun.
Nu, mai vede ce să-mi spune. Nu, am înțeles că nu spuneți nimic, dar vă mai invit odată și îmi spuneți când, până august atunci, nu? Putem și până iulie. Și până iulie. Da. Deci mergem cu Sergiu și cu Mădălin, discuții la Varna. La Varna, cred că îi spuneți, ce le spuneți? Cam cine ar trebui să plece, nu? Cui? Lui Sergiu, sau el știe. Nu. No. No. Să discutăm puțin abordarea campionatului. Ce să-i spune? Deci așa la o cafea doar, o chestie scurtă. Da. Și-l chemați până la Varna? Păi ce, el e în Constanța. Știu că s-a repărlează. Ce e greu pentru el? Am înțeles. Eu am aflat ce vreți dumneavoastră de la echipă. Sunt mulțumit pentru ce mi-ați spus. Doar atât vreau să vă mai întreb. Dacă cumva dumneavoastră ați fost mulțumit de reacția pe care cei de aici de la Petrolul au avut-o față de dumneavoastră până invitarea sâmbătă la înaintea meciului cu Mioveni. A fost o surpriză plăcută pentru mine, vă spun sincer. Și le mulțumesc pentru acest lucru. Nu vă spun că și eu sunt suporter Petrolului și am fost întotdeauna. Le doresc numai bine. Îi felicit pentru promovarea în Liga 2. Chiar vorbeam cu Cristi că să schimbă puțin treaba. Liga 2 deja e altă lume. Sigur că da. Și are serios de muncă. Știa ce l-așteaptă. Nu mă așteptam să... Sincer, nu mă așteptam la un asemenea gest și chiar le mulțumesc și chiar n-ar fi rău să mergem împreună cu susținerea și de o parte și de cealaltă, pentru că m-ar bucura să ajungă suporte de la Petrolul în sală la volei, pentru că noi de la volei și suporte de la volei vin la fotbal, la Petrolul asta cu siguranță. M-aș bucura să fie și invers. Într-adevăr, sportul voleiul nu-l înțelege toată lumea de la început și poate pentru unii devine plictisitor, dar... Mai, e un sport viu, nu e, dacă poate vine, să fie asta, plictisitor. Nu, dar dacă vine de mai multe ori, o să prindă microbul și bine, o să înțeleagă asta că niște reguli. Că vor exista victorii multe, vor vedea jucători de calitate. Da, asta, eu asta am spus, să ne facem datoria să mergem în continuare să câștigăm și atunci încet, încet, ați văzut, numărul a crescut, nu cum am vrut eu să crească, a crescut, încep, să sperăm că la anul va fi și mai consistentă. Da. Îmi aduc aminte că la conferința de presă, atunci când l-ați prezentat pe Olteanu și mai mulți din jucătorii noi, la un moment dat s-a pus o întrebare legată de o rebranduire, de o alte culori, poate și la numele echipei să fie umblat, să aveți o asemănare sau poate să aveți o confundare cu culorile galben-albastră ale Ploieștiului, ale Petrolului. Poate să vă legați într-un fel și de numele de Petrolul, nu știu, într-un fel. Credeți că ați făcut vreo discuție de genul ăsta? Nu, am avut o discuție vis-a-vis de stemă, dar a fost scurtă și s-a abandonat. De culori n-am discutat niciodată. Probabil o fuziune, da. Am zis că poate, dar din câte am înțeles nu se poate, pentru că normal, brandul Petrolului, pentru Petrolul. Aha. Are o tradiție și o vechime. Am înțeles. Foarte bine, dar și ca nume... Nu, rămâne așa cu tricolorul. Spuneți-mi, vă rog, și asta este ultima întrebare pe care vă adresez. Am vorbit despre Petrolul și despre gestul pe care l-au făcut. V-ați fi așteptat sau aveți un program sau ați fost invitați și de cei de la conducerea acestui județ pentru a fi felicitați sau prezentați? Cum să spun? Ziceți nu. Sau da, nu, nu. Haideți să le luăm așa. Nu am fost invitați. Da, nu spun nici că m-aș fi așteptat. De ce? Adică, de ce nu e normal? Ar fi fost normal, dar eu v-am spus că nu m-am așteptat. Ar fi fost normal, pentru că s-a câștigat un campionat, o Cupa României, pentru acest oraș. Orașul a fost promovat și era normal ca cineva să, măcar să zică felicitări băieți. Da, nu s-a întâmplat. Nu eu, cum să vă spun, nu vreau să intru în altele. Păi, dar nu intrați în niciun altele. V-ați spus punctul de vedere și pe bună dreptate. Mie așa mi se pare cinstit. Dacă vorbim, să vorbim cinstit. Ce să vă spun, dacă s-a întâmplat lucrul ăsta la fotbal,
Nu era doar unul, deci cred că toată clasa politică tăbăra în la poze. Bineînțeles, sunt convins, pentru că e sportul popular. Nu mă aștept numai de asta, vă spun și la nivel național, când câștigă o echipă, un campionat, gândiți-vă că e multă muncă, câștigă un campionat așa național, este, da? Și și în presă și în alea, întâi apare că s-a dus mutul cu soția și cu fata, și la, așa, că ăsta, nu știu, că Băluță nu știu ce a făcut, și într-un colț apare că a câștigat campionatul și cupa. Nu sunt normale. Nu e corect. Da, nu sunt normale. Sunt de acord că este mult, este popular fotbalul și că... Păi da, acordăm și mie, măcar în ziua aia când am câștigat, da, sau cum să și zic. Și totuși asta se promovează. Într-adevăr, lumea le înghite, că ăsta e nivelul, știți bine. Și le înghite și, în general, presa scrie ce se vinde. Asta este și televiziunea și presa. Deci ați învățat în asta. Adică nu vă place, dar... Păi dar n-avem încotro. Știți cum e. Eu vă spun, știți bine, și... Doamne, nu pot să dau aia, că la noi nu se cere. Dar dacă îi rup capul ăla și îi dau cu toporul, apărem pe prima pagină. Nu, să nu e bine. Bineînțeles că nu e bine. Vreau să promovăm, da, ce e bine și e frumos. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Stimați telespectatori și dumneavoastră, să vă spun că l-ați avut invitat pe președintele clubului Tricoloru LMV Ploiești, echipă care a câștigat cupa și campionatul și care își dorește pentru sezonul viitor cu mult mai mult decât ce a fost până acum. Să vedem dacă va fi și în stare să se întâmple. Așteptăm și noi pacea de la Varna, să vedem ce se discute acolo, pentru că cu siguranță se va discuta, pentru că e normal ca și antrenorul Sergiu Stancu să afle mai din timp ce și cum, nefiind echipă care să fie susținută din banii comunității locale, fiind o echipă privată în proporție de 100%, probabil că și cei care răspund de destinele acestea așteaptă un investitor, doi, poate chiar trei, să vină alături și să facă o echipă mai frumoasă, mai tare, mai consistentă. Dumneavoastră vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, i-am mulțumit și domnului președinte Dacian Alexe, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, o săptămână în continuare perfectă, la revedere!